Sisteme gaming full option. 4 cadouri la orice sistem gaming PC Garage. Tastatură gaming, căști gaming, mouse gaming și mousepad. Doar la PC Garage. Nu știu, bine v-am găsit la un nou episod din Secret Neighbor. Sunt aici împreună cu pisica. Aoleu, doamne, ce a fost asta? Salutare! Salutare! Suntem aici și cu vecinul în fundal, nu știu, tu îl vezi pe vecinul ăla acolo? Da, îl văd. Se uită stânga-dreapta, zice, bă, unde o fi, mă, copiii ăștia? Vreau să-i prind. Știi cum făcea vecinul când era seria aia normală? Se uita, ho! Da, 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 exact, o făcea, ho, ho! Și acum cred că o să facă la fel. Bine, acum o să fim noi. Noi o să trebuiască să facem, să scoatem cuvintele alea, înțelegi? Pentru că el nu prea scoate mari cuvinte. Dar după aia, dacă tu te dai drept, dacă tu zici că ești vecinul și zici hu hu, o să-și dea seama ceilalți cine ești. Deci nu prea, na. Oricum, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră de Secret Neighbor și dacă vreți să o continuăm, bineînțeles. Hai să vedem dacă putem și noi să strângem la episodul ăsta peste 10.000 de like-uri. Vă mulțumim pentru toate like-urile de până acum și pentru tot suportul pe care ni l-ați acordat. O să-i dăm aici pe Custom Game și o să facem un server numit... Ce nume să-i dau eu? Vecinul. Okay. Și parola o să fie vecina. Gata, la fix. Ce să mai, ăsta este cel mai bun server din lume. Vecinul și vecina. Zi tu că nu e cel mai bun server. Aici dăm un randomize. Păi, doar mie mi se pare din cauza umbrei că parcă ar avea o barbă. Cine? Caracterele noastre, chiar dacă, mă rog, nu cred. Bă, mie așa mi se pare, de la umbră, zici că... A, nu mă, e de la umbră, n-ai treabă. Păi, da, menționa. De nu-mi dau seama care e fetiță și care e băiat, zici și mie. Adică... Păi, aia e fetiță. Asta e fetiță, ce am eu acum? Da, eu da. Nu cred, eu cred că e băiat. Crezi tu că e băiat? Asta e fetiță? Sau băiat? E fetiță care e brățară, cu biluțe la mână. Păi și care e băiat? Nu știu. De exact, e băiat. Păi are aceeași față cu ăla care zice că e fetiță, numai că are părul diferit. Știu. Păi și care e fetiță și care e băiat? Nu știu. Asta cred că e fetiță? Da, asta e fetiță. Și asta e fetiță? Da, asta e fetiță. Și asta e fetiță? Da. Și asta e fetiță, asta e aceeași. Și asta e băiat sau fetiță? Asta e băiat, care are ceas. Asta e băiat. Stai, ce, fetele n-au ceas sau ce? Ba da, ăla e ceas de băiat. E același ceas pe care l-ai și tu, uite-te. Ba nu, e de fetiță. Oh my god. Ok, hai să trecem la treabă și să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Alo? E cineva acasă aici oare? Alo, da. Alo. Alo. Cred că da. Ce căutați și mai aici? Și vă place cum v-am făcut unghiile? Cum adică unghiile? Bă, what the fuck? Da mă, aveți unghiile făcute, what the fuck? De ce? Bă, noi suntem băieți, avem unghiile făcute? Colorate chiar. Uite cum se uită. Dar voi aveți și ceas, eu n-am, cred. Tu ai brățară de aur. Brățară. Oh, tare. Bă, voi aveți ceasuri. Dar astea nu-s ceasuri, mă. Asta zici că-s de alea de Pokémon Go, care te avertizează când e Pokémonul. Hai să mergem să găsim cheile. La vecin. Okay, la vecin hai. Răi ne avertizează sau? Nu, la vecin nu te avertizează, nu știi unde e. Bun, hai să vedem. Deci noi acum trebuie să găsim cheile, da? Nu știm care e vecinul. Mi-ai dat cu roșia în față. Am luat-o... Bă, care mi-ai dat, mă, cu roșia în față? Eu. Mama, ce bătaie îți dau. Scuze, Max. Vino încoace, am zis. Nu. Nu, ba da, vino încoace, să-ți dau cu roșia. Nu. Ba da. Scuze. Ok, hai. Dacă țin roșia asta pentru vecin, dacă îl prindem. Am impresia că putem să-l omorâm, că am văzut că data trecută îl dădusem pe jos, parcă. Știi? Da. Dar nu știu sigur dacă merge să-l omori sau nu. Ia, hai să vedem ce găsim pe aici. Cineva a găsit vreo cheie? Nu. What the fuck, am luat ghiveciu cu totul. Vrea cineva un ghiveci? Un ficus? Nu ne plac ficușii. Scuze. A sărit ficusul la bătaie. Ia să vedem ce găsim noi pe aici. E destul de creepy casa asta așa. A găsit o cheie. Cine ești tu? Nu știu, nu-mi scrie numele. Nu știu. Ok, e Remus. Hai, du-te și deschide ușa. Am vrut să dau ficusul pe geam. Deschide ușa. Nu, asta mă. Ai grijă cum conduci. Hai că am găsit o lanternă. Unde te bagi? Păi... Du-te bă de aici, mai clacsona, că ne aude vecinul după aia.
Oh, da, chiar. Hai să deschidem ușa cu cheia aia. N-a găsit nimeni nicio... Ați găsit ceva? O singură cheie. Două? Oh! GG. Ia uite mă câte, mai sunt doar două lacăte. Nice. Da, două albastre. Hai să le găsim și pe alea. Max, tu ești ăsta cu lanterna? Da, eu sunt cu lanterna. Hai să căutăm la etaj, v-ați dus? De ce faci așa? V-ați dus la etaj, mă, să vedeți? Scuze. Trebuie să nu-i lăsăm. Eu sunt vecin. Am fost eu undeva la etaj, dar nu știu exact să zic. Locul, să vezi dacă sunt... A, uite-mă. Uite acolo sus. Dar cine e cu noi? Cine e cu noi? Eu. Cine e cu noi? Și eu. Toți. Oh my god. Sunt toți aici. Nu-i bine. De ce? Aoleu, am văzut o umbră mare. Ce umbră? Umbră. Aoleu! Aoleu! Vino în coace, vino în coace, vino în coace. Ei nu știu acum cine sunt eu. Aha. Aha, vino în coace. Vino în coace. Lasă-mă în pace. Vino în coace, vino în coace. Trebuie să-l prind, trebuie să-l prind, trebuie să-l prind. Vino în coace, vino în coace, vino în coace. Attack pe F. F, F, F. Mamă, ce fuge nebunul. Hai, hai, hai. Nu, nu, nu. Aha, te-am prins din aer. Nu. Aha, ești al meu. Nu. Ba da, ba da. S-a zis cu Remus. Ok, și acum ne transformăm înapoi, transformăm în child. Și zicem că Remus a fost cel cu Remus a fost vecinul. Ajutor, ajutor! E cineva pe aici? Ok, unde sunt ei? Ușile să le închidem. Ajutor, ajutor! Remus este vecinul, Remus e vecinul, Remus e vecinul, ai grijă. Remus? Da, da. Remus e vecinul, ai mai găsit vreo cheie? Nu, da, am găsit aici o foaie. Eu am găsit pe Remus aici, cu brățara lui. Oooo, săracul, era fetiță. O să-i pun aici o floare. Pune o floare. Pisica, unde ești? Sus, la etaj, ca o cheie. Ok, ok. Sau mai bine nu e hai să facem o rugăciune. Pune-te așa în genunchi, hai gen. Totuși. Pune-te în genunchi, așa. Ah, uite, i-a pus o floare, ce frumos. Să ne aducem aminte. Nu. Să ne aducem aminte. Hai să ne aducem aminte. Nu, lasă. Aha, ne aducem aminte, ia zi. Acum va trebui voi să o aduceți aminte. Ok, hai să vedem. Ce faci acolo? Ce faci acolo? Ce faci? Vino în coace, vino în coace. Vino în coace. Ce faci acolo? Oleu, oleu. Nu, oleu, vino în coace. Nu da cu televizorul, nu. Stai cu minte. Stai cu minte, stai pe loc. Nu mai țipa. Vrei să ți iei bătaie? Dacă te duci acolo, să te duci degeaba. Oricum o să ți iei mare bătaie. N-ai cum să treci. A rămas blocat aici. Ha, ha, ha. Eu nu te auzesc când apeși pe ce trebuie. Aha, ha, ha, din nou. Uite, poți să ți deschid ușa sau să ți închid. Hop. Hop. Lasă-mă. Nu? Și unde crezi că fugi? A, tot aici te prind. Aha, aia e. Aha, gata, papa la revedere, papa la revedere. Aha. Neighbor victory, aplauze, frumos, frumos. Și ăsta a fost meciul, foarte tare. Și cam atât a fost cu episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade cu Secret Neighbor, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!